Făcând bilanțul pentru anul 2012, finanțatorul Gheorghi Zotic împreună cu Gigi Manea s-au gândit că băieții de la FCM ar trebui să primească o recompensă. Astfel, aceștia sunt convocați sâmbătă pentru o ședință de analiză a turului, dar și pentru a-și ridica primele. Este un antrenor isteț, un antrenor care s-a băgat pe sub pielea jucătorilor, este un antrenor care i-a considerat pe elevii săi egalii lui. Cultul lui Gigi Manea este munca și ca să-i pună la muncă și pe tunarii târgovișteni, aceștia trebuiesc recompensați. De comun acord cu finanțatorul Gheorghe Zotic s-a ajuns la această concluzie că tunarii merită o primă de început de an, un stimulent înaintea startului în pregătirea returului de campionat, așa cum v-am spus, care va avea loc pe 4 februarie 2013. Returul campionatului va aduce modificări din punct de vedere tehnic, echipa fiind completată de mijlocași, dar și de un vârf care să-și asume misiunea golului pentru a consolida ofensiva. Acest atacant poate fi Ioan Codroiu, în vârstă de 18 ani, care a activat la Athletic Fieni. Constata că îi mai trebuie municipalului un vârf versat care să-și asume misiunea golului și să învioreze o ofensivă care în tur a fost fără nerv și eficiență. Acest atacant poate fi Ioan Codroiu de la Athletic Fieni, care are vârsta de 18 ani. Îi mai trebuie echipei de pe malul drept al Ialomiței, un jucător la mijlocul terenului, care să ordoneze jocul și care să aibă vlagă și busolă. Acesta poate fi Laurențiu Blas, 18 ani, de la PAS Pucioasa. Prin plecările lui Gabriel Marinescu și Gheorghe Trică s-au făcut găuri în defensivă. Acestea pot fi acoperite de jucătorii Dan Tudose și Daniel Neagu, ambii din pepiniera proprie, dați cu împrumut la echipa de Liga 4-a dâmbovițeană Udchim Grești. E posibil ca la gruparea roș-albastră să mai vină și alți jucători sub 21 de ani care să evolueze sub bagheta lui Gigi Manea. Oricum, băieții lui Gheorghe Zotic promit în retur un sezon cu senzații tari. Este o bună oportunitate pentru ei de a se remarca și a se lansa spre fotbalul mare. Conform Federației Române de Fotbal, startul returului se va da pe 8 martie, însă FCM Târgoviște va evolua în etapa a doua, începând cu 15 martie, în deplasare cu Unirea Câmpina. De la Federația Română de Fotbal avem informația că returul va începe pe 8 martie cu prima etapă. Municipal va sta în această etapă și va debuta în sezonul primăvărate pe 15 martie în deplasare cu Unirea Câmpina.